am cumpărat și noi o casă, copilași bucuroși, nevasta e voioasă, mahalaua e frumoasă, cu vecini de treabă, de am bani sau nu am, până când nimeni nu întreabă. Dar odată s-a întâmplat așa, să ne cunoaștem cu vecina care ne-a chemat la ea de Paște, ne-a servit cozeamă de găină delicioasă, și de atunci, Doamne, pofta asta nu mă mai lasă. E mare gospodină și face gustoasă zeama de găină. Eu îi aduc ouă să o dreagă bine, dar ea se ia cu măciuca după mine. Dar am o vecină, e mare gospodină și face gustoasă zeama de găină. Eu îi aduc ouă să o dreagă bine, dar ea se ia cu măciuca după mine. Totu-i bine, dar un gând tot mă răscolește, cum să facă ce-mi doresc, nu mi se împlinește. Iată calul în fiecare zi la iarbă paște, dar eu nu pot aștepta așa până la alt paște. În vacanță mi-am trimis copii și nevasta și mi-am spus că trebuie să o fac, și pe asta am plecat la piață ca să iau o găină, și în drum spre casă am trecut pe la vecină. E mare gospodină și face gustoasă zeama de găină. Eu îi aduc ouă să o dreagă bine, dar ea se ia cu măciuca după mine. Dar am o vecină, e mare gospodină și face gustoasă zeama de găină. Eu îi aduc ouă să o dreagă bine, dar ea se ia cu măciuca după mine. Dar am o vecină, e mare gospodină și face gustoasă zeama de găină. Eu îi aduc două ouă, păi ca s-o dreagă bine, dar ea cu mășuca fugă după mine. Dar am o vecină, e mare gospodină și face gustoasă zeama de găină.